Meciul a durat doar o oră și 15 minute. În primul set s-a mers cap la cap până la scorul de 11-11, moment în care gazdele s-au desprins și au închis primul parțial cu 25-18. Actul secund a început în aceeași notă de echilibru, cu ambele echipe la conducere, iar finalul a fost pe muche de cuțit. Dinamo a avut 19-18 și 20-19, însă craiovenii au gestionat bine finalul de set și au făcut 2-0 după 25-22. Craiova s-a desprins încă de la începutul celui de-al treilea set și părea că conturile se vor închide repede, însă dinamoviștii au replicat, au redus la două carturi pe tabela de marcaj, de la 20-15 la 20-18. Lică și compania nu le-au dat nicio șansă adversarilor și setul s-a încheiat 25-21. În urma acestui rezultat, craiovenii urcă pe locul 2 în clasament cu 34 de puncte. Laurențiu Lică, care a împlinit 40 de ani chiar în ziua partidei, a fost cel mai bun jucător de pe teren. Toți ne-am făcut treaba astăzi excepțional. Pot să spun că sunt mândru că am făcut parte din această echipă astăzi și Dinamo, din punctul meu de vedere, nu a avut prea multe șanse. Este adevărat că muncim de câteva zile bune pentru acest meci. Am pregătit meciul foarte bine tactic și cred că s-a văzut astăzi. Am închis culoarele celor de la trăgătorilor de bază de la Dinamo. Am servit unde trebuie, am pus în dificultate și una peste alta am făcut un joc foarte bun. Formația antrenată de Dănuț Pascu va juca în runda următoare tot în sala polivalentă din Craiova, sâmbătă de la ora 18, în compania celor de la Universitatea Cluj.